Salutare domnilor, eu sunt Zanfi de la biletul-zilei.com, iar pentru ziua de duminică vă propun trei evenimente disponibile în oferta celor de la Betano, care împreună formează o cotă totală de 2 și 11. Începem cu duelul din grupa A de la campionatul european Under 19, acolo unde Portugalia întâlnește selecționata Maltei, duel în care eu vă propun peste 2,5 goluri la o cotă de 1,30. Continuăm prin duelul din campionatul Suediei dintre Malmo și Mjällby, duel în care de asemenea mă aștept să se marcheze goluri, însă voi miza pe selecția peste 1,5 goluri la o cotă de 1,25. Ultimul pronostic al biletului îl constituie întâlnirea dintre Molde și cei de la Brann din campionatul Norvegiei de fotbal, acolo unde se întâlnesc două dintre cele mai ofensive formații ale acestui campionat și de aceea mă aștept să se înscrie multe goluri. Mizez pe GG sau peste 2,5 goluri la o cotă de 1,30. Cam acestea sunt recomandările pentru duminică. Noi ne revedem mâine cu cota 2 pentru ziua de luni. Vă salut, să aveți un weekend frumos!